ești complet aici. Om cu minte, la fel ca mine. Așa cum am spus la începutul cuvântului, și noi, slujitorii Sfintei Biserici, împreună cu voi, împreună cu părinții voștri, împreună cu nașii voștri, și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vegheze permanent asupra casei voastre, asupra familiei și asupra celor dragi. Încă o dată spun să vă înțelegeți, să vă respectați unul pe celălalt, și în felul acesta, mergând pe calea cea dreaptă, mergând pe drumul credinței și a Sfintei Biserici, putem dobândi totul. Că fără de ajutorul Dumnezeu, nimic nu e posibil. Orice început de drum, sau la orice început de drum, să cerem sprijinul și ajutorul Bunului Dumnezeu. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească rugăciunea pe care, iată, astăzi am înălțat-o împreună aici, în sânul Sfintei Biserici, și transmitem, în primul rând, vouă toate cele bune și bune de folos, părinților voștri care v-au născut și v-au crescut, la fel să se bucure de voi și la timpul potrivit și de nepoți, părinților spirituali, iată, care vă stau de-a stânga și de-a dreapta, care vă sunt martori în fața Lui Dumnezeu și au această datorie de a vă îndruma.